cum ardea și nu stingea nimeni cât timp. Se stingea, parcă se lucra, dar spun că și după mine pompierii se mișcau de-abia, de-abia. Parcă ți-au făcut și eu o masă, un fel de pauză de masă. Și au comandat pizza, adică, cum spune, la sardă, dar noi la ora... Ce fel de pompieri noi, la ora 4 trebuie să luăm masa. Oho. Nu contează ce. Mă certam cu ei, numeam cum puteam. Dar... Și nu i-ați impresionat. Da, e... Să mă bat. Revoltător. Păcate așa, iată... Suntem noi aici. Ce a rămas din filarmonică? Și eu sunt sigur, aici se poate renova, se poate face și în timp nu așa de lung. Și nu cu atât de mulți bani, cum zic ei. Bun. Mi-au făcut calcul niște într-adevăr specialiști care pricep. Da, eu cred că ceva era aproximativ. De asta și-am luat cu rezervă. Mm-hmm. Nu 8, nu 10, 15. Dublăm, de exemplu, dar nu 15. De 10 ori mai mult. Dar 75 este o cifră. De asta și se târgânează acum și nu se face nimic, fiindcă e convenabil așa. Peste tot se spune că nu avem ce regreta, totul e bine, merge, adică noi avem și așa foarte multe orchestre, tocmai 3 simfonice, e foarte mult, ele nu aduc venit. Adică tot timpul se așteaptă ca să se uite problema filarmonice și ca să se închidă. Păi și ce arta trebuie să aducă venit în bani? Arta trebuie să aducă profit în bani. Eu cred că cineva trebuie să înțeleagă asta foarte și foarte bine. Și nu se vrea să înțeleagă. Aici era ca și biroul meu, da, da. După unde e Nescu și de atunci am închis aici. Și acela era biroul meu. Și noi puteam aici activa. Dacă numai de partea asta cumva se făcea, puteam intra, activa și chiar orchestra folclor putea să fie. Și iată, suntem... Evacuați. Al patrulea an după incendii, când devaluți face 4 ani. Da, vara arzi. Iată la ce am ajuns. În moment, nu se dorește să se facă, se dorește doar să se uite ce a fost. De azi începe ceva nou, altfel. Ce a fost nu ne interesează. Ca pe timp sovietic, vroiau vremuri noi, oameni noi. Cum spune domnul ministru, totul de la zero. Cultura se naște din frământările spirituale ale neamului. Pe aici nu a fost nicio frământare. Niciun Richter nu a cântat, niciun Gilles, niciun Oistrakh. Cei mai mari muzicieni nu au făcut frământări la lumea aici. Hai că venim după dumneavoastră. Atent, că eu de cum știu, eu pot și cu ochii închiși să mai... Da, da. Dar cine nu știe, atent, atent, eu vreau. Și scaunele le-ați evacuat. Aici tot s-a făcut. Ars totul, da. Era lemn, era... Nu a rămas nimic. S-a strâns ca toată gunoiul ăștia și asta. Scrum s-a făcut. Asta nu s-a făcut. Era lustră aici, podul...